Fifine Ampligame. Nu știu câți dintre voi ați auzit de această companie, însă cu siguranță ați auzit de Amazon. Iar dacă te duci acolo și dai un search pentru un microfon de gaming, Fifine Ampligame îți va apărea printre primii ca rezultat și se pare că sunt lideri de vânzări în acest segment de produs, au o mulțime de recenzii bune și este cotat ca fiind Amazon's Choice. Deci, dacă vrei să faci live streaming sau pur și simplu ai nevoie de un microfon USB pentru apeluri, să fie prietenos cu bugetul, în clipul acesta este posibil să am un răspuns pentru tine. Și spun este posibil deoarece încă nu am testat microfonul, doar ce l-am primit săptămâna aceasta de la Fifine, care mi l-au trimis pentru a-l recenza pentru voi pe acest canal, deci îl vom descoperi împreună în acest material. Vă las link în descriere pentru microfon dacă vreți să vedeți și voi acolo. Îi vom da drumul clipului imediat, îl vom scoate din cutie, trecem prin specificații rapid, îl conectăm la laptop, îl vom testa și compara cu microfonul pe care îl folosesc să înregistrez acum și cu microfonul incorporat în laptop. Așa că, haideți să începem clipul și să-l scoatem din cutie. Scoatem cutia din folia de bule în care a venit. Pe lateral avem culorile disponibile pentru acest model. Plug and play with PC, laptop, MacBook și PS5. După ce ridicăm capacul cutiei, avem ghidul de utilizare, care îți prezintă pas cu pas cum să faceți setup-ul pentru Mac și pentru Windows. Mi se spune aici că distanța optimă de utilizare este de 7 inci, adică 17 cm. Și la final îți este recomandat software-ul Audacity pentru înregistrări. Dăm spuma aceasta la o parte și în partea dreaptă avem cablul USB și este un cablu USB-C la USB-A. Cu o lungime de 2 metri. Este inclus și un velcro pentru prindere, iar ambele capete ale USB-urilor sunt metalice. Lăsăm puțin deoparte microfonul și în dreapta, sub USB-C, găsim și suportul pentru birou. Acesta este microfonul în sine și vine deja premontat din cutie. Avem aici suportul anti-shock pe care este montat microfonul cu ajutorul acestor 4 benzi elastice și pop filtrul. Iar pe acest filtru este printat logo-ul lor, această față zâmbitoare. Deci, așa se vede, este un microfon destinat segmentului de gaming, este un microfon cu condensator, dimensiunea capsulei este de 16 mm, modelul polar este cardioid și asta se traduce prin faptul că microfonul are o sensibilitate mai mare în față și mai redusă în spate, pentru a elimina eventualele zgomote de fundal nedorite și vom testa această treabă mai departe în clip. După cum am spus, dimensiunea capsulei este de 16 mm, iar frecvența minimă pe care microfonul o poate captura este de 60 de Hz. Aceste două cifre sugerează amândouă că acest model nu oferă un sunet cald, plin, cum oferă microfoanele speciale pentru podcast sau cele din emisiunile radio. Însă trebuie să fim obiectivi. Acest microfon este unul pentru gaming, iar în majoritatea situațiilor nu cred că aveți nevoie de un ton prea bogat în frecvențe joase, care ar putea să încarce inutil vocea ta atunci când jucați. În general, în jocuri, când vorbești cu membrii echipei tale, vrei ca vocea ta să fie clară, să ai multe frecvențe înalte în voce. Cea mai înaltă frecvență pe care microfonul o poate captura este de 18 kHz, iar plaja de înalte este ușor amplificată pe partea de înalte pentru a asigura o reproducere mai clară a vocii. Și chiar dacă nu are un soft dedicat pentru personalizare, iar materialele sunt puțin pe partea slabă, acest microfon este unul de buget și este destinat celor care nu vor să plătească extra pentru toate funcțiile pe care microfoanele mai pro le poate oferi. Și sincer să fiu, nici nu cred că este nevoie de ele, pentru că acest microfon este unul pentru gaming și ce contează practic este cum se aude atunci când joci și faci live streaming cu el. La o primă privire și atingere, microfonul așa se vede, este ușor și din plastic, nu este exact robust. Microfonul vine deja montat în suportul anti-shock, care este și el tot din plastic, dar dintr-unul ceva mai gros și pare mai rezistent decât carcasa microfonului. Avem aici și benzile din cauciuc care susțin microfonul. Acesta este pop filtrul, care este tot din plastic. Plasta aceasta pare a fi din metal. Și avem aici logo-ul Fifine, care se observă doar din anumite unghiuri și este subtil. În pachet este inclus și standul pentru birou, care este din metal. Are o puțină greutate, picioarele se strâng și rămân în poziție cu ajutorul unor arcuri care sunt montate în interior, iar la extremități sunt aceste dopuri din cauciuc care oferă o stabilitate bună, iar acesta îmi lasă o impresie bună. De asemenea, trebuie să menționez că părțile care conectează baza de suportul anti-shock sunt ambele din metal, lucru
pe care eu îl apreciez și este destul de robust și pare solid. Se înfiletează de suportul antivibrații și de aici se ajustează înclinarea microfonului și după ce îl strângi suficient de tare, rămâne în poziție, iar acest ansamblu cu totul este unul foarte solid, nu va aluneca de pe masă și îmi place, iar asta primește aprobarea mea. Pe partea de butoane și de conectică avem așa. În partea de sus avem comutatorul de mute și unmute, care este de fapt un senzor sensibil la atingere și care funcționează doar dacă apeși exact pe el. Răspunsul la atingere este rapid și funcționează de fiecare dată, iar atunci când microfonul este pe unmute, adică este pornit, RGB-ul va începe tranziția bicoloră printre culorile prestabilite de producător. Partea mai puțin bună este că acestea nu se pot modifica după bunul plac și, de asemenea, atunci când microfonul este pornit, ele nu se pot stinge. Singurul mod de a stinge RGB-ul este să dai microfonul pe mute. Mie unul îmi place cum arată și nu mă deranjează deloc acest minus de personalizare în mod deosebit. Trebuie să menționez că dacă încerci să dai mute sau unmute și apeși pe lângă senzor, nu va funcționa. Trebuie să apeși fix pe mijloc, unde acest microfon este reliefat. În partea de jos avem butonul sau potențiometrul pentru controlul volumului, care poate fi rotit pentru a ajusta nivelul de sunet sau gain-ul direct de pe microfon. Este suficient de mare pentru a fi folosit cu ușurință, iar ajustarea lui este lină, ceea ce este un lucru bun. Totuși mi-ar fi plăcut ca acesta să opună puțină rezistență atunci când îl ajustezi și să nu se audă cum se atinge plasticul dintre buton și carcasă atunci când îl învârți, dar hei, este un produs entry level și na, nu pot cere mai mult. Dacă sunetul pare prea puternic sau prea slab, poți ajusta nivelul de sunet și gain direct de pe microfon, iar în partea din spate a microfonului avem portul de conectare USB-C, care, odată ce ai mufat cablul inclus în kit, conexiunea cu microfonul este solidă și nu va ieși cu ușurință. Acum, avem toate elementele necesare pentru a începe. Am menționat mai devreme că microfonul are o conexiune USB-C și că avem tot ce ne trebuie inclus în cutie. Pop-filtrul, suportul de birou, suportul anti-shock, cablul USB-C de 2 metri lungime și, bineînțeles, microfonul în sine. Am făcut unboxing-ul, am trecut prin specificații, am prezentat microfonul fizic, haideți acum să trecem la laptop și să vedem cum se face setup-ul. USB-C în microfon, USB-A în laptop și gata, asta e tot. Nu ai nevoie nici măcar de o aplicație. Pur și simplu îl conectezi, iar lumina RGB se aprinde pentru a-ți confirma faptul că microfonul este pornit. Deci nu există un software specific pentru acest microfon și asta înseamnă că producătorul nu oferă nici opțiuni native de personalizare a sunetului sau RGB-ului care vin din microfon. Însă dacă vreți, puteți utiliza un software de streaming, cum ar fi OBS Studio sau Streamlabs OBS. În acele aplicații poți folosi filtrele care sunt acolo native și le poți aplica pe microfon pentru a-ți îmbunătăți vocea. Haideți să vă arăt cum intrați în opțiunile microfonului. Eu fac așa. Dreaptă mouse pe iconița de difuzor din bara de task, merg la Sounds și de aici dăm click pe Recording. Vedem Fi-Fi Microphone, dăm dublu click pe el și nu este nimic special în acest meniu. Însă din Listen puteți bifa Listen to this device și puteți selecta sursa unde se audă microfonul. Acum să trecem mai departe și să facem câteva teste de înregistrare. Voi compara sunetul din Fine Fine A6V cu cel din sistemul Rode Wireless Go 2 pe care eu îl folosesc în acest moment și pe care l-am folosit în toate clipurile mele de până acum. De asemenea, îl voi compara și cu calitatea audio pe care ți-o dă microfonul inclus în laptopul tău. Nu voi putea oferi părerea mea despre calitatea sunetului dintre cele trei surse de înregistrare pentru că nu am mai făcut alte teste anterior filmării acestui clip. Așa că puteți să lăsați un coment cu părerile voastre despre cum se aud aceste înregistrări și dacă tot sunteți acolo, puteți să apăsați pe butonul de subscribe, ajută canalul să crească. Ok, haideți acum să începem testul. Ok, facem acum testul audio folosind microfonul Fine Fine A6V. Ok, facem acum testul audio folosind microfonul Fine Fine A6V, iar aici am montat pe pop-filtru lavaliera de la Rode Wireless Go 2. Zgomotul de fundal pe care l-auziți ar putea să vină de la laptopul meu care este acolo la vreo 30 cm față de microfon. Iar distanța mea față de microfon este de aproximativ o palmă sau, nu știu, 15-20 cm față de sursă. Calitatea sunetului pe care o auziți este needitată, este în forma sa brută, fără a aplica niciun fel de efect pe voce.
Vom face acum testul de izolare a sunetului, pentru că microfonul Fifine A6V este unul cu model polar cardioid, ceea ce înseamnă că va captura sunetul din fața microfonului și îl va reduce pe cel din spatele microfonului. Acum am pus aici tastatura mea în fața microfonului, ceea ce înseamnă că va captura sunetul din fața microfonului și îl va reduce pe cel din spatele microfonului. Acum am pus aici tastatura mea în fața microfonului și voi testa pe ea să vedem acum cum se aude sunetul și cum poate să izoleze acest zgomot de fundal. Voi face același test, dar voi pune tastatura în spatele microfonului și voi tasta la fel pe ea, să vedem acum cum se aude atunci când se zgomote de fundal în înregistrare. Iar pentru a verifica dacă pop filtrul este bun sau nu, voi face testul de pop. Voi spune pop, pop, voi spune pop, pop, pentru a vedea dacă pocnește sunetul atunci când aerul ajunge în microfon. Și pentru a stabili care este nivelul de bază a calității audio pe care o poți avea fără a cumpăra niciun fel de echipament, folosesc acum microfoanele incorporate în laptop pentru a trage acest clip audio. Iar ceea ce auzi acum este calitatea audio pe care microfoanele din laptop o poate face. Ok, acelea au fost testele audio și spuneți-mi voi cum vi s-au părut. Iar eu vă voi spune ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la acest microfon. Vreau să încep cu ce nu mi-a plăcut pentru a încheia într-o notă mai pozitivă. Și primul lucru care nu-mi place este plasticul folosit la construcția microfonului. Pare genul de plastic nu foarte gros și rezistent. Așa cum am discutat deja, este destul de ușor. Iar atunci când o scoateți din cutie pentru prima dată și-l atingeți, nu o să vă lase impresia că este un echipament foarte solid, ci din contră pare puțin firav. Și spun că pare puțin firav pentru că am vrut să verific cât de firav este și am început să-l strâng în mână și să-l torsionez să văd ce se întâmplă. Și spre surprinderea mea, pare că este destul de ok și, nu știu, poate greutatea redusă îmi dă această impresie de obiect firav. Cert este că nu face zgomote la torsionare și pare solid. Poate ce vreau să spun este că mi-ar fi plăcut să fie puțin mai greu și dintr-un plastic puțin mai gros. Ok, și primul lucru pe care îl apreciez la acest microfon este și cel mai important, și anume calitatea sunetului. Chiar și fără editări sau filtre, sunetul este clar și oferă o performanță satisfăcătoare pentru un microfon de gaming. Al doilea lucru pe care îl apreciez la acest microfon este faptul că are o conexiune USB-C. Nu cred că este nevoie să spun multe despre asta, este doar o caracteristică modernă și este bine că au inclus USB-C în loc de micro-USB. Și apoi îmi place faptul că este plug and play, îl conectezi și merge, nu trebuie să faci nimic, RGB-ul din punctul meu de vedere arată bine, avem tap to mute și tap to unmute, este foarte simplu de utilizat și aveți butonul de gain dacă vă auziți prea tare sau prea încet. Iar suportul de birou, mie mi se pare că este bun, este din metal, iar brațele au tipsuri de cauciuc care sunt aderente. Revenind acum la întrebarea dacă acest microfon își merită banii, cred că răspunsul este pozitiv pentru cei care caută un microfon de gaming care să nu coste foarte mult, să ofere o calitate bună a sunetului și care să fie ușor de folosit. Practic, mai simplu decât atât, nu cred că se poate. Iar estetic vorbind, microfonul arată foarte bine. Din nou, vă voi lăsa un link în descriere unde puteți să vedeți direct microfonul pe pagina oficială Fifine și acolo puteți vedea și întreaga lor gamă de microfoane și alte produse pe care ei le comercializează. Acesta a fost recenzia mea pentru microfonul Fifine Ampligame A6V. Like, share, subscribe, iar noi ne vedem în următorul.